Salutare prieteni și bine ați revenit la un nou videoclip dedicat pasionaților de înalghirea. Astăzi voi face un review la creuzetul lui Hooka John 80 Feet. După cum puteți ști, este preferatul meu și nu degeaba am undeva la 7-8 creuzete de la el, Hooka John 80 Feet. Așa că rămâneți până la final ca să vedeți părerea mea și de ce îl consider eu unul dintre cele mai bune creuzete din punctul meu de vedere și pe stilul meu de fumat. Așa că haideți să intrăm în episod. Hooka John este unul dintre cei mai mari producători de creuzete din state și acesta a reușit să scoată modele interesante și foarte apreciate pe piața pasionaților de narghilea, plecând de la creuzetul Harmony, care a fost printre primele lui modele, a reușit să scoată o variantă mai mică și anume 80 Feet. Are o capacitate, cred că la jumătate aproximativ. Acesta se comportă foarte bine și vom discuta mai multe despre el. Hooka John nu a dezvăluit niciodată denumirea creuzetului, de unde a plecat și de ce se numește 80 Feet, însă în primul lui video despre acest creuzet în anul 2014, în momentul în care a apărut, a spus clar că nu are nicio legătură cu capacitatea de aromă sau diametrul creuzetului, pur și simplu se numește 80 Feet. Pe anumite forumuri se spune că dacă ai citi 80 Feet repede, ar ieși ceva de genul 80 Feet, care în arabă înseamnă fuck you. Așa că plecând de la această idee, nu știu dacă este adevărat sau nu, cei de la Liberty Fuge au făcut un creuzet care se numea Liberty Fuge și era ceva de genul Liberty Fuck You Hooka John. V-am spus că creuzetul a apărut în anul 2014 și este un funnel glazurat, confecționat din lut poros, la fel ca și restul creuzetelor lui. Este făcut manual și din acest fapt, de la lot la lot, au apărut mici diferențe între ele de dimensiune, capacitate, spiră și mai multe, însă acesta a fost destul de inspirat și le-a denumit diferit, așa că astfel au apărut 80 Feet 80, 80 Feet Espana, Resurrex sau multe altele. În urmă cu câțiva ani, acesta fiind deranjat de copiile de pe piață, făcute în China, acesta a ales să facă o ediție limitată și anume Flower și Star, singura diferență fiind cuva de sus, având forme diferite, vă voi lăsa câte o poză cu aceste două modele, însă a fost un singur lot. Este un creuzet micuț de o capacitate între 12 și 14 grame și îmi aduc aminte că în momentul în care am pus mâna pe acest creuzet, acum 4 ani, cred, ceva de genul acesta, știu că era foarte greu și acum e destul de greu să pui mâna pe un Hooka John, însă în urmă cu 4 ani nu te băga în seamă, pur și simplu dacă puteai să-ți achiziționezi de la el de pe site un creuzet, însă în state poți plăti doar cu cardurile din state, nu-l interesa pe el să îți dea un PayPal sau absolut nimic, puteai să achiziționezi unul bine, nu? Sănătate. Iar eu când am avut oportunitatea de a-mi cumpăra acest creuzet și mi-a ajuns acasă și l-am văzut, am crezut că își bate joc de mine, zic, bă, ce chestia asta atât de mică, pentru că eram obișnuit cu creuzetele alea mari de 18, 20, 25 de grame și când l-am văzut pe ăsta atât de mic, zic, aoleu, păi cum fumez eu din ăsta? Păi eu sunt obișnuit să pun acolo aromă și să-i dau cât pot de mult. Dar am sesizat că merge perfect, cantitatea de aromă este perfectă pentru o sesiune de o oră și ceva. Îți ajung un rând de cărbuni fără nicio problemă și se arde toată aroma. Este un creuzet compatibil cu folie, dar și cu HMD și în urmă cu câțiva ani au apărut HMD-urile de un singur cărbune, dar vă spun că din experiență chiar am un video cu diferențe între folie și HMD, vă las un link în descriere și îl găsiți și aici sus, însă HMD-ul cu un singur cărbune nu-ți oferă o căldură încât să-ți încălzească creuzetul și aroma și nu vei avea o sesiune plăcută, așa că uită de HMD-ul pentru un singur cărbune, din punctul meu de vedere HMD-ul este de 3 cărbuni, provostul de 2, altfel nu vei avea o căldură necesară pentru a-ți coace aroma. Bun, dacă până acum am discutat despre caracteristici și date tehnice, acum haideți să vă spun de ce eu îl consider unul dintre cele mai bune creuzete pentru stilul meu de fumat, de folie și provost. În primul rând, capacitatea.
Eu fumez și prefer sesiunile de o oră, oră și ceva și consider că capacitatea de 12-14 grame este perfectă și am nevoie doar de un singur rând de cărbuni. Aroma se arde complet. Al doilea este că se comportă foarte bine cu folie și provost și mie îmi place să fumez cu folie și provost. Merge perfect, provostul stă foarte bine, nu stă pe folie, stă pe buza creuzetului și nu-ți trage folia în jos. Cel de-al treilea ar fi că merge pe el să-i faci absolut orice tip de pack. Dacă dorești să fumezi fluff pack, poți să-i faci un fluff pack fără nicio problemă. Vrei să-i faci un dance, nu ai absolut nicio problemă. Merge fumat foarte bine pe el tangersul, să-i faci un super dance cu folie și provost. Vă spun că veți fuma perfect, senzațional. Având cuva adâncă și spira destul de sus, pentru că la anumite creuzete ale lui, anumite loturi, spira este destul de sus și în momentul în care fumezi cu folie, sunt șanse să-ți sugă folia și să ai draw-ul foarte greu, iar în situația aceea recomand să vă faceți un bridge, un pod din folie, pur și simplu împăturiți folia sau o înfășurați și o puneți peste spiră, apoi ați pus folia și nu veți mai avea absolut nicio problemă. Deci, îl consider foarte util pentru că indiferent de aromă și ce tip de pack trebuie să-i fac, îmi iau ATFIT-ul, știu exact cum trebuie să-mi transmit aroma creuzetul, știu că funcționează foarte bine pe orice tip de aromă și încep să-i fac pack-ul. Dacă fumez fluff pack, îi fac undeva la 12-14 grame, fără a atinge folia aroma, îi las un spațiu destul de mic între sursa de căldură și aromă și merge absolut perfect. Dacă doresc să fumez un dark leaf, atunci eu prefer ca în acest creuzet dark leaf-ul să-l fumez semi-dense underpack. Asta înseamnă că îl fac un pic mai presat și distanța între sursa de căldură și aroma este un pic mai mare și mi se pare că se transmite foarte bine aroma. În momentul în care încerc să testez ceva, o aromă în principiu, de fiecare dată primul creuzet și prima sesiune pe care o fac pe acea aromă este ATFIT-ul, pentru că știu exact că acesta îmi transmite bine căldura, îmi dă un gust plăcut și îmi va scoate toate notele. Cam astea sunt toate avantajele și de ce prefer eu acest creuzet. Prețul creuzetului diferă dacă în state pleacă de undeva de la 25-27 de dolari, însă în Europa ajung mult mai scumpe și acesta a făcut pentru Europa Zomo-ul, ATFIT Zomo, însă din experiența mea, nu știu de ce, am avut două creuzete de la Zomo și am discutat cu mai mulți pasionați de narghilea. Glazura la un ATFIT Zomo se crapă destul de tare și apar microfisuri, nu vă va afecta absolut deloc sesiunea, dar este un pic deranjant în momentul în care te uiți la el. Am mai avut această problemă și cu ATFIT Resurrect. Unul dintre creuzetele ATFIT Resurrect, și anume Denim, a avut aceeași problemă, însă mai am un ATFIT Resurrect Oil care merge perfect, nu are absolut nicio problemă, iar acest ATFIT este primul ATFIT al meu și cred că e printre primele lui modele, nu mai țin minte exact cum se numește, Blue ceva. Încerc să caut și dacă mi-aduc îl găsesc, vă voi lăsa în videoclip. Acesta are, cred că, mii de sesiuni și nu are absolut nicio microfisură, fiind spălat corect și avut grijă de el, niciodată nu fumez cu el ud sau să-l spăl în momentul în care e încălzit, nu apar nicio fisură, îmi transmite la fel aroma de la prima sesiune și până în ziua de astăzi, se fumează perfect, nu am nicio problemă cu el și consider că sunt niște creuzete care te pot ține foarte mulți ani, foarte multe sesiuni, fără absolut nicio problemă. Categoric există de la lot la lot și anumite creuzete care poate sunt un pic dificile, însă nu trebuie să vă alarmați dacă v-ați luat un creuzet ATFIT și ați avut o problemă cu el. Categoric este din cauza acelui creuzet, doar o parte din lot au anumite probleme, însă eu din 7-8 creuzete doar cu două am probleme, cu cel Resurrect de Nim și cu cel de la Zomo. Acele au probleme însemnând că mi s-a fisurat glazura și arată un pic urât, plânge el din când în când, dar nu foarte tare, adică sunt alte creuzete care plâng rău de tot, dacă le punem la o icoană facem o căruță de bani, dar nu contează asta, dar merge foarte foarte bine și asta îmi place foarte mult pentru că merge foarte bine cu folie și provost, însă Hookah John, de exemplu, îl folosește doar cu folie și flavor saver,
Însă, din păcate, la noi în Europa nu am reușit să găsesc, sau cel puțin în România nu am reușit să găsesc cărbuni fleți de bună calitate, astfel încât să-mi oferă o sesiune plăcută, pentru că pentru Flavor Saver ai nevoie de cărbuni fleți sau cubeți. Dacă ai cărbuni cube de 25-26, 3 cărbuni sunt foarte, foarte, foarte mulți, iar 2 nu îți va satisface sesiunea, nu se va încălzi creuzetul. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like și un share și să apăsați pe butonul de subscribe, pentru că mă ajută foarte mult acest lucru. Dacă vreți să vă alăturați grupului de pe Facebook Hucaro, vă las un link în descriere cu acesta. Suntem o comunitate de peste 700 de membri, unde ne împărtășim sesiunile și experiențele, veți găsi mai multe întrebări și e chiar foarte activă această comunitate. În plus, avem și un grup de Telegram, îl veți găsi și pe acela în link și pe grup. Pe mine mă mai găsiți și pe Instagram la Roman Antonius, unde postez des, aproape zilnic, la story, sesiunile mele, și acolo puteți vedea diferite accesorii și lucruri. În plus, mi-am făcut și un canal de TikTok, Arhuca, îl veți găsi și pe acesta în descriere, unde acolo încerc să pun mai multe tips and tricks, videouri scurte. Eu am fost Tony și până data viitoare dați-i cu mult fum, v-am pupat!